O întâlnire față în față cu un urs adult e ultima chestie pe care v-ați dorit-o. Acest prădător sălbatic este capabil de multe. V-am pregătit multe atacuri și bătălii ale urșilor, așa că haideți să vedem la ce e în stare ursul. Să începem cu un caz filmat în Wyoming, în SUA, în anul 2016. Bărbatul a dat de un urs grizzly care a atacat o vacă de mărimi medii. Vaca a încercat să fugă, iar ursul o ajungea din urmă. Se urca pe ea cu labele din față, încercând să o doboare la pământ. Probabil că ursul era foarte flămând. El mușcă nemilos din vacă, apoi dispare cu ea în pădure. Nu-i lasă nicio șansă. Următorul moment este filmat în Limburg, statul Tennessee. Niște șoferi din întâmplare au filmat scena neobișnuită. Ursul a prins un mistreț mare. De la început, ursul încearcă să-l ducă de pe drum în pădure, însă urcușul era prea abrupt și mistrețul se împotrivea. Prădătorul a decis să omoare mistrețul lângă drum și să plece, pentru a se întoarce după pradă mai târziu. Se pare că martorii care filmau totul pe telefon îl deranjau. Canibalismul nu este rar întâlnit printre urși polari, dar sunt rare situațiile când oamenii devin martori al scenelor de genul ăsta. Posibil că nu e prima oară când cineva a reușit să filmeze momentul. Într-o călătorie în zona arctică, echipajul și pasagerii au observat un mascul de urs polar care urmărea o femelă cu pui. Necătând la faptul că ea încerca să-și protejeze puiul, masculul oricum l-a ucis și l-a luat ca să-l mănânce mai târziu. Experții spun că canibalismul poate fi declanșat de schimbările climatice, care fac dificile accesul ursului la sursa de hrană. Iar acest moment neobișnuit a fost prins pe cameră în timpul filmărilor Doomsday. Un urs nu prea mare mușcă o căprioară și la strigătele acesteia vine mama ei. Ursul s-a speriat și a început să se ridice în copac, dar apoi a înțeles că mama căprioară nu face nimic și a continuat să muște din pui. Nervii ei însă nu mai suportă și aceasta încearcă să-l lovească cu copita. Ursul se ascunde iar la înălțime. Când puiul se ridică în picioare, el împreună cu mama lui fug, iar ursul hotărăște să-i urmărească. Următorul atac are loc pe drum. Soțul și soția mergeau în mașină, când au văzut un elan mare, ce stătea întins pe margine de drum. Alături stătea un urs care mușca din elan și încerca să-l târască în pădure. Ursul era un pic deranjat de prezența mașinii, dar fără pradă nu voia să plece. Probabil că elanul a fost călcat de un vehicul și la mirosul de sânge a venit ursul. Nu e sigur că el ar fi atacat singur un animal atât de mare. Și chiar dacă ursul s-a speriat și a fugit în pădure, el sigur se va întoarce înapoi să-și ia cina. Iată încă un moment asemănător, un grizzly înrăit în acțiune, distruge fără milă un elan mic. Aceste cadre au fost filmate pe marginea unui drum din Wyoming. Această înregistrare e una la milion. Camera video ascunsă plasată în pădure a capturat niște imagini unice. Ursul îngoană după niște porci sălbatici prinde un pui. El îl înșfacă de spate și începe să pozeze în fața camerei, de parcă lăudându-se cu prada sa. El s-a apropiat îndeajuns încât fiecare dintre noi, în detalii, să poată examina captura. Urșii deseori vizitează fermele oamenilor, unde nu se rușinează să guste un pic din porcii domestici. Acești fermieri au filmat cum un urs a atacat unul dintre porcii lor, dar nu a putut să-l ia peste gard. Iată încă un atac asupra porcului, dar aici martorul a reușit să facă doar două poze. Un grizzly care a alergat după o turmă de căprioare destul de mult timp ajunge la etapa finală a urmăririi. El prinde un pui de căprioară rămas în urmă. Turma se întoarce înapoi, dar nimeni n-are curaj să se apropie mai mult de 10 metri. Puiul n-are nicio șansă în lupta asta. Iar aici, un urs urmărește un elan caribă. Dacă n-ați știut, urșii aleargă foarte rapid și la distanțe mici pot să depășească chiar și caii. Dar îndată veți vedea că și în noată minunat, ursul deja urmărește prada în apă și destul de repede o ajunge din urmă, îl ucide și îl scoate la mal pe elan. Iată încă o urmărire după un elan și surprinzător e mereu faptul cu ce viteză ursul își ajunge din urmă prada.
Iată încă o întâlnire super periculoasă a câtorva oameni pe un snowmobil și a unui grizzly. Surprinde imprudența cu care ei mergeau chiar după urs. Acesta, într-un moment dat, s-a întors și aproape că a agățat cu ghearele sale oamenii. Dacă ursul ar fi avut mai mult noroc, atunci acele imagini erau ultima ce avea să vadă oamenii înainte de moarte. Iată încă o întâlnire incredibilă pe care mulți au văzut-o. Un urs urcă după un om pe copac. E greu să-ți imaginezi ce simțea acel om în acel moment. Probabil că și l-a rămas bun de la viață. Următorul caz a fost filmat pe o cameră de supraveghere auto. Un bărbat într-o mașină a văzut cum un urs atacă doi bicicliști, care încearcă să se apere de prădător cu bicicletele sale. Bine că bărbatul a speriat ursul cu mașina, că de altfel sfârșitul avea să fie mult mai trist. Un urs în magazin. Și din astea se întâmplă, foarte des. Aveți în fața ochilor un video în care un ursuleț mănâncă niște dulciuri delicioase. Dar cel mai interesant urmează. Lângă magazin se oprește o mașină din care iese o fată să facă cumpărături. Nici nu pot să-mi imaginez cât de tare s-a speriat văzând ursul. Iată un moment similar. Un urs intră într-un magazin alimentar. Surprinde curajul vânzătorilor, care nu s-au speriat prea tare. Dar să alunge oaspetele nepoftit n-au putut. El chiar a început să mănânce bomboane. Aceasta este o pistă de schi din România, pe care a ieșit un urs, însă nu a fost prea agresiv. Când omul s-a pus pe schi și a început să meargă în jos, ursul a pornit după el. Însă după 2 minute se pare că a obosit și a plecat în pădure. Acest caz de atac a unui urs asupra unui taur a fost înregistrat pe un telefon mobil, dar calitatea lasă de dorit. Însă chiar și așa puteți înțelege câtă putere are ursul. Acesta îl ține pe taur de cap și încearcă să-l muște de gât. Acest caz s-a întâmplat în Rusia. Ce a fost mai departe nu e clar. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Scrieți-ne în comentarii care atac v-a părut cel mai periculos și cel mai crud. Abonați-vă la canal și apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și nu uitați de like!